Potrivit datelor Oficiului European de Statistică, nivelul prețurilor pentru bunuri de consum și servicii în Uniunea Europeană a variat semnificativ anul trecut în statele membre Uniunii Europene, cel mai scăzut fiind în Polonia, România și Bulgaria. La polul opus, cele mai mari prețuri s-au înregistrat în Danemarca, Irlanda și Luxemburg. Conform Digi24.ro, în anul 2021, cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană s-a înregistrat în Polonia, 60% din media Uniunii Europene, România și Bulgaria, ambele cu 56% din media Uniunii Europene. De pe cealaltă parte, cel mai ridicat nivel al prețurilor din UE s-a înregistrat în Danemarca și Irlanda, ambele cu 140% din media UE, Luxemburg 132%, Suedia 128% și Finlanda. Irlanda 126%. Anul trecut, nivelul prețurilor pentru restaurante și hoteluri a fost de aproape 3-4 ori mai ridicat în cea mai scumpă țară față de cea mai ieftină. Nivelul prețurilor a variat de la 46% din media Uniunii Europene în Bulgaria, 54% în România, 62% în Ungaria, la 155% din media Uniunii Europene în Danemarca, 137% în Suedia și 133% în Finlanda, potrivit datelor Eurostat, consultate de Agerpres. Alimentele și băuturile nealcoolice sunt cele mai ieftine în România, 69% din medie, și Polonia cu 72%, iar cele mai scumpe în Luxemburg, 125% din media Uniunii Europene, Danemarca 120% și Irlanda 119%. Îmbrăcămintea este grupul de produse unde prețurile diferă mai puțin în rândul statelor membre UE, variând de la 76% în Bulgaria la 134% în Danemarca. Disparități reduse se înregistrează și la echipamentele de transport personal, cele mai ieftine fiind în Polonia, iar cele mai scumpe în Danemarca. Diferențele de preț sunt de asemenea limitate la produsele electronice de consum, de la 88% în Polonia la 113% în țările de jos, relatează Digi24.ro.